Continuăm jurnalul cu știri din sport. Universitatea Cluj vrea să le pună rapidiștilor piedică în drumul spre Europa League. Studenții vor să răzbune sâmbătă la Mediaș înfrângerea la scor de neprezentare suferită în partida Tur în Giulești. La fel ca în etapa precedentă, clujenii nu se vor putea baza în continuare pe golgheterul Claudiu Niculescu și pe capitanul Gabriel Boștină, însă va lipsi și atacantul Gabriel Machado, eliminat în înfrângerea cu Pandurii Târgu Jiu, scor 0-2. Sâmbătă la Mediaș, fotbaliștii pregătiți de Ionuț Badea vor da piept cu Rapid București, echipă ce se luptă pentru un loc în Europa League. Bucureștenii vor evolua la Mediaș fără Rui Duarte, Daniel Pancu și Casio, iar din cauza problemelor de lot, staful tehnic al Rapidului a adus 6 jucători de la echipa a doua. O să fie o partidă în care Rapidul probabil că va încerca să-și asigure matematic cu prezența în cupele europene. Pe de altă parte, noi avem de remontat acest eșec usturător care l-am avut la Severin. Partida U Cluj-Rapid București se va disputa sâmbătă de la ora 20 la Mediaș. Disputa va fi oficiată de arbitrul Alexandru Tudor din București.